Când a fost deschis dosarul Microsoft? Da, haideți să facem o recapitulare ce s-a întâmplat în acest dosar. Da, așa cum am arătat și în primul comunicat de presă, Direcția Națională Anticorupție a fost sesizată în luna iunie 2013 de către Corpul de Control al primului ministru. Însă este important să spun că această sesizare viza fapte din anul 2011. În paralel, în anul 2010, o companie a făcut o plângere penală legat de aceeași situație, dosar care de asemenea era înregistrat la Direcția Națională Anticorupție. Deci, practic, la preluarea mandatului de procuror șef, acest dosar a fost înregistrat în cadrul Direcției Naționale Anticorupție. Deci, practic, primele indicii privind săvârșirea acestei fapte au apărut în 2010. A fost un dosar înregistrat atunci ca urmare a unei sesizări. A fost înregistrat un dosar nou în 2013. Văzând ce dosare sunt în lucru și stabilind că acestea au legătură, toate aceste dosare s-au conexat, s-a constituit un dosar care a fost repartizat unui procuror și care de altfel îl avea în lucru deja la momentul la care eu am devenit procuror șef al DNA. Și s-au început acte de investigare cu privire la această speță și, după cum am anunțat în anul 2014, în toamna anului 2014, s-au solicitat câteva avize pentru anumiți miniștri despre care se dorea să fie investigat în acest dosar. Deci doamna Iorga lucra în dosar din 2010, înțeleg. N-aș putea să vă spun acest lucru. Eu mă refer strict la perioada la care am fost procuror șef al DNA. În momentul în care eu am devenit procuror șef în DNA 2013, dosarul era deja repartizat doamnei Iorga Morar. A mai lucrat cineva în acest dosar în afară de doamna Iorga Morar? Până în vara anului 2016, nu. Dacă sunteți de acord, eu v-aș face o scurtă recapitulare ce s-a întâmplat în acest dosar. După ce s-au solicitat acele avize de începere a urmăririi penale, în luna martie 2015, un ministru și alte trei persoane au fost trimise în judecată. În luna octombrie anului 2016, dacă nu mă înșel, aceste persoane au fost condamnate cu pedepse de până la 6 ani. Ulterior, în septembrie 2017, s-a făcut din nou rechizitoriu în care un ministru a fost trimis în judecată împreună cu alte trei persoane, dosarul fiind în judecată la Înalta Curte de Casație și Justiție. În septembrie 2017 a mai fost făcut un rechizitoriu în care este implicat un ministru trimis în judecată pe abuz în serviciu și la fel în februarie 2018 avem din nou un rechizitoriu prin care s-au reținut fapte de spălare de bani. Deci în acest dosar au fost făcute 4 rechizitorii, fiind trimiși în judecată 2 miniștri. Este important de spus că în vara anului 2016, întrucât am avut discuții cu procurorul de caz și am constatat că nu lucra ritmic în acest dosar, procurorul de caz, în speță doamna Iorga, a făcut un referat prin care a cerut redistribuirea acestui dosar unui alt procuror, pentru că a motivat dumneavoastră că avea multe alte dosare în lucru, aspect care într-adevăr s-a confirmat la acel moment. Deci, cele trei rechizitori au fost făcute de procurorul care a preluat acest dosar de la doamna Iorga. Problema cea mare este că pentru presupuse fapte ale mai multor miniștri, 6 miniștri, a intervenit termenul de prescripție. Când s-au prescris aceste presupuse fapte ale celor 6 miniștri? S-au prescris la perioade diferite. Pot doar să vă spun că anumite contracte și anumite acte au fost semnate în anii 2002-2004 și anumite plăți au făcut în anii 2005-2009. Aș vrea să explic, deși este o chestiune foarte tehnică, am să încerc să o explic cât mai simplu, de ce, deși termenul de prescripție este de 10 ani, cu toate acestea, în 2014, noi am solicitat aviz pentru miniștri care, la data respectivă, păreau că sunt implicați în acest dosar.
E o infracțiune de abuz în serviciu, cum am investigat în această speță, este o infracțiune care s-a derulat în timp. S-a încheiat un anumit contract și anumite plăți s-au făcut la diferențe și la intervale de timp foarte mari. Așa cum am spus, contractele unele s-au încheiat și semnat în 2002-2004, însă plăți s-au făcut în 2005 și în 2009. La momentul anului 2014, procurorul de caz a considerat că această infracțiune pentru această infracțiune se calculează termenul de prescripție de la data efectuării plăților, adică 2005 și 2009, astfel că termenul de prescripție nu era împlinit la momentul la care a solicitat avizul pentru începerea urmăririi penale față de miniștri. Practica judiciară la acel moment nu era foarte bine cristalizată. Exista o decizie în altei curți care spunea că termenul de prescripție se calculează de la data încheierii contractului, însă în alte situații, practica judiciară a statuat că data plăților sau data epuizării efectelor contractului este data de la care se calculează termenul de prescripție. Deci ați avut practică judiciară neunitară în această chestiune și după decizia în altei curs din ianuarie 2014? Da, au existat astfel de situații și hotărâri judecătorești în acest sens. Să nu uităm că în 2014 a intrat în vigoare un nou cod penal care a stabilit noi pedepse și foarte multe dintre termenele de prescripție s-au modificat din cauza modificării pedepselor, astfel că discuția pe legea penală mai favorabilă din perspectiva prescripției a reapărut în foarte multe dintre dosare. Dar această interpretare din punct de vedere juridic și această practică care nu era cristalizată la acel moment a determinat ca procurorul de caz să calculeze termenul de prescripție de la data efectuării plăților. Și din această perspectivă, faptele nu erau prescrise. Ulterior, când ați realizat că sunt prescrise totuși? În cursul anului 2017, să vă și explic cum, continuând investigațiile în acest dosar, în cursul în luna noiembrie 2016 au fost dispuse măsuri preventive, respectiv control judiciar, față de mai multe persoane care au deținut calitatea de funcționar public. Acestea au contestat la înalta curte măsura dispusă de procuror, iar în motivările judecătorilor de înalta curte s-a lămurit și această problemă de interpretare a dispozițiilor legale, în sensul că practica constantă în altei curți, cel puțin în anul 2016 și ulterior în motivările care au fost publicate în 2017, că termenul de prescripție se calculează de la momentul încheierii contractului. Ca atare, practica judiciară în acest sens, pe modul în care se calculează termenul de prescripție, s-a cristalizat la înalta curte de casație și justiție în anul 2017. Totuși, în decizia acest din 2014 an, a existat. A existat, da, dar există și decizii judecătorești ulterioare din care rezultă că termenul de prescripție s-a calculat în momentul epuizării, adică momentul ultimului act, cum este în cazul nostru, data plăților. Și avem o decizie chiar din 2016 a Curții de Apel București, care ulterior a fost soluționată tot în 2017, în august 2017, de către înalta curte, și înalta curte a decis că nu, termenul de prescripție se raportează la data încheierii actului. Deci iată că au mai fost decizii în practica judiciară care confirmau modul în care procurorul a calculat în anul 2014 cum expiră sau nu termenul de prescriere. Există o problemă și un semn de întrebare dacă mandatele de interceptare care au fost emise în acest caz pentru fapte prescrise nu sunt ilegale, nu pot apărea de aici niște probleme. Deci, legalitatea unei măsuri care se dispune se verifică la momentul la care acea măsură este dispusă. Este foarte greu să fac comentarii mai punctuale, să nu uităm că sunt în curs de soluționare încă 3 rechizitorii ale Direcției Naționale Anticorupție și nu pot să comentez probele care sunt în acel dosar sau nu sunt, de aceea am dat acest răspuns cu caracter general. Știți că există
o parte, mă rog, cel puțin a presei, care consideră că ați încercat să vă faceți, DNA-ul a încercat să facă o operațiune de imagine, trimițând, cerând avize pentru persoane ale căror presupuse fapte erau deja prescrise. Haideți să explicăm ce înseamnă aceste avize. Deci la momentul anului 2014 noi aveam niște informații, niște indicii despre modul în care s-au încheiat aceste contracte. Pentru a putea face verificări, pot să spun că ar fi fost foarte simplu pentru procuror să spună că este prescripție, să închidă, că s-a primit termen de prescriere, să închidă dosarul penal. Dar dacă practica judiciară, inclusiv a DNA-ului, dar și a instanțelor, era la modul că o infracțiune care nu se consumă în acea zi, ci este o infracțiune care durează în timp, cum a fost și derularea acestui contract, sigur că procurorul a aplicat dispozițiile legale și interpretarea pe care a considerat-o legală la acel moment. Problema care a intervenit în acest dosar este că noi nu puteam administra probe, nu puteam face investigații fără cererea acelor avize. Avizul de începere a urmăririi penale nu este un act de urmărire. El este o condiție prealabilă ca să poți să începi și să faci acte de urmărire penală. Deci în lipsa acelor avize, noi n-am fi putut să facem cercetări, n-am fi putut să facem cele patru rechizitorii, în care pentru o parte din persoane deja avem condamnări definitive, n-am fi stabilit starea de fapt, n-am fi stabilit ce s-a întâmplat cu aceste contracte. Deci începerea și solicitarea acestor avize au fost o condiție prealabilă. Pe de altă parte, este important de spus că solicitarea acestor avize nu întrerupe termenul de prescripție. Doar un act de urmărire penală, cum este, spre exemplu, comunicarea unui suspect a ordonanței prin care acesta a fost făcut suspect, deci un act care se comunică suspectului, doar un astfel de act poate să întrerupă termenul de prescripție. Deci fără această solicitare de aviz, noi n-am fi putut niciodată să administrăm toate probele care s-au administrat. Pe de altă parte, vorbim despre un dosar care este extrem de complex, în care au fost implicate foarte multe persoane, s-au făcut foarte multe activități. Dosarul a avut peste 1000 de volume, în general un volum are cam 300 de file. Au fost persoane care au fost arestate preventiv, trimise în judecată, inclusiv miniștri, unul dintre ei condamnat definitiv, altul în curs de judecare. S-au pus sechestre asiguratorii. A existat și această informație că prejudiciul care a fost cauzat statului nu se recuperează. Dar trebuie să vă spun că în aceste rechizitorii s-au pus măsuri asiguratorii până la concurența prejudiciului. Și din comunicatele de presă ale DNA se poate observa că s-au pus măsuri asiguratorii până la concurența sumei de 51 de milioane de euro într-un dosar, 11,5 milioane euro în alt dosar, și în ultimul dosar, cel din februarie 2018, până la concurența sumei de 22 de milioane de dolari. Deci asupra averilor celor care sunt deja fie condamnați, fie trimiși în judecată în acest dosar. Da, da. Deci da. Nu asupra celor prescriere. Nu, nu. Dacă doamna Iorga ar fi făcut acea ordonanță care întrerupe curgerea termenului de prescripție mai repede, soarta acestui dosar ar fi fost alta? În momentul în care dosarul a fost preluat de la doamna procuror Iorga, noul procuror a constatat că pentru anumite persoane s-a început, deși a obținut aviz pentru începerea urmăririi penale într-un termen în care faptele nu erau prescrise, doamna procuror a început urmărirea penală după câteva zile de la data la care termenul de prescripție s-ar fi împlinit, deci nu a întrerupt cursul prescripției. Cu privire la această situație, aflând de această situație de la procurorul de caz, am dispus control intern, care a fost făcut de procurorul șef al adjunct. Ulterior, doamna procuror a fost revocată din cadrul Direcției Naționale Anticorupție. Am sesizat inspecția judiciară cu privire la aceste aspecte și până în prezent nu am primit un răspuns în acest sens. Este important de spus că în cadrul controlului de fond care a avut loc la sediul DNA
în vara anului trecut, inspecția judiciară a verificat acest dosar pe inspectorii care i-au trimis. Nu știm dacă au dispus alte măsuri sau nu. Pot să vă spun doar că în astfel de situații, ca manager, ca și conducător de instituții, eu nu am alte soluții decât aceea de a sesiza inspecția judiciară. Eu nu pot să sancționez procurorul, nu pot să fac acte prin care să repun sau să anulez împlinirea termenului de prescripție, să repun o persoană sau, eu știu, una dintre părți în termen, să repun în termen, așa cum se spune în termen juridic, și pot doar să sesizez inspecția judiciară. În acest caz am făcut. Dar ați verificat periodic activitatea doamnei procuror de-a lungul timpului când a preluat dosarul? De-a lungul timpului s-au făcut controle prin procurorii șef de secție, procurorii șef adjunct de secție, prin procurorul șef adjunct al DNA care coordona activitățile acestei secții. Până la sfârșitul anului 2016 s-a constatat că s-a lucrat ritmic în dosar. Sigur, când s-a descoperit această situație, că a calculat greșit termenul de prescriere, a fost sesizat Consiliul Superior al Magistraturii. Aceasta este răspunderea procurorului. Nu bate un șef să vină să calculeze termenele de prescripție în locul procurorului. Totuși, vă reproșați ceva în această cauză Microsoft, în acest deznodământ destul de dezamăgitor pentru opinia publică a acestui caz? Sigur că sunt foarte multe lucruri pe care pot să ți le reproșez ca șef de instituție. Însă noi suntem procurori și plecăm de la premiza că atunci când investigăm un caz, nu în toate cazurile ajungem la o trimitere judecată, nu în toate cazurile reușim să strângem probe. Să nu uităm că noi am deschis acest dosar în 2013, practic am făcut investigații pe fapte care s-au comis în urmă cu 10 ani. A fost destul de dificil să administrăm probe pentru fapte petrecute în urmă cu 10 ani. Cu toate acestea, am reușit să dovedim anumite infracțiuni, chiar și a unui ministru care a fost definitiv condamnat. Faptul că nu în toate situațiile reușim să ajungem la trimitere în judecată nu poate constitui un eșec sau o nerealizare, pentru că scopul nostru ca procuror este să aflăm adevărul într-o cauză și să strângem probe în dovedirea vinovăției sau nevinovăției unei persoane. Sunt situații în care atunci când începi o investigație, poți să știi că ajungi la o finalitate sau știi că nu ajungi la o finalitate, dar în cele mai multe situații, până nu administrezi toate probele, până nu faci investigații, până nu faci rapoarte de constatare sau expertize, nu poți să știi dacă o faptă este vinovată sau nu. Dacă în acest caz n-ar fi fost implicate persoane care se bucură de imunitate, cu siguranță lucrurile ar fi stat altfel. Însă, potrivit legii, noi nu puteam administra anumite probe dacă nu ceream acele avize de începere a urmăririi penale, pentru că legea spune că nu poți să faci acte de urmărire penală față de un ministru fără să obții acel aviz. Ne mai putem aștepta la asemenea surprize și în alte dosare? Mai există dosare susceptibile de probleme cu termenul de prescripție? Noi facem verificări pe toate dosarele care depășesc un an de la înregistrare. Nu doar noi, Consiliul și Inspecția Judiciară a făcut periodic controle pe dosarele mai vechi de 5 ani, pe dosarele mai vechi de un an de zile, ritmic s-au făcut aceste controle din partea Inspecției Judiciare. De fiecare dată se verifică astfel de situații. Și nici inspecția judiciară, făcând aceste verificări ritmice, după cum spuneți, pe dosare mai vechi, și acesta era un dosar mai vechi, nu a sesizat faptul că era împlinit termenul de prescripție? Putea să răspundă în locul inspecției judiciare. Eu nu am primit niciun fel de comunicare, nici măcar pe sesizarea care am depus-o în iulie. În schimb, sigur, cu totul întâmplător, s-a deschis o investigație împotriva unor persoane din conducerea DNA, de ce a fost redistribuit acest dosar și cu privire la modul în care dosarul a fost predat unui alt procuror care într-o perioadă de un an de zile a reușit să facă 3 rechizitorii. Sigur, eu am o acțiune disciplinară pe motiv că am fost autoritară în ședință și am cerut colegilor să soluționeze dosarele vechi, inclusiv acest dosar, că a fost vorba și despre acest dosar în acea ședință. Dar în cazul domnului Funeriu, domnul Funeriu a primit clasare nu pentru că era intervenise prescripția, ci pentru că fapta nu există.
Sau nu există Sunt două vinovăția? astfel de situații. Pentru doi miniștri, din probele care au fost administrate, nu au fost suficiente probe care să ducă la concluzia că aceștia se fac vinovați de comiterea faptelor pentru care au fost cercetați. Este exact una dintre situațiile despre care vă spuneam că poți sau nu poți să dovedești că s-au comis anumite infracțiuni. În cazul unuia dintre miniștri s-a constatat că a semnat anumite documente care au avut niciun fel, care nu au avut efect juridic și nu au dus la producerea prejudiciilor pe care noi le-am constatat. O suspectați pe doamna Iorga de rea credință? Nu. Doar de, nu știu, incompetență sau pur și simplu a fost victima acestei practici neunitare? Deocamdată trebuie să aștept un răspuns din partea inspecției judiciare și inspecția judiciară este cea care stabilește ce motive a avut la bază procurorul când a acționat într-un fel sau în altul. Până nu avem un răspuns în urma cercetării disciplinare, nici eu nu pot să vă dau un răspuns. Ce bănuiesc eu, ce cred eu, nu are nicio relevanță. Are relevanță doar ceea ce se stabilește în urma unei investigații disciplinare pe care, repet, în momentul în care am luat la cunoștință de această situație, a fost adusă și la cunoștința inspecției judiciare. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Chetășii. Cu plăcere.